Spitalul orășenesc din Sântana a fost desființat în luna aprilie 2011 prin ordin ministerial. De atunci, serviciile medicale sunt asigurate în cea mai mare parte de centrul de primire urgențe situat în aceeași clădire. Din aprilie 2011 și până acum, peste 3200 de persoane au primit îngrijiri medicale de urgență din partea personalului medical de aici. O parte din spațiul fostelor secții medicale este deja ocupat de cabinete de stomatologie, laborator de analize, iar cererea de închiriere pentru înființarea altor cabinete medicale este mare. Chiar acum se face mutarea din vechea locație în noua locație, care a fost reabilitată cu încălzire centrală nouă, cu instalații de apă și tot ce trebuie pentru ca să se desfășoare, ca să aibă loc un proces destul de corect de îngrijire a pacienților care vin aici. În incinta fostului spital funcționează o substație a Serviciului Județean de Ambulanță Arad, într-un spațiu însă impropriu alocat de primărie. Deci aici trebuia să fie, astăzi, dată în funcțiune, sediul stației de salvare din Sântana. Dar, datorită faptului că în luna noiembrie anului trecut au existat niște contestații pentru lucrarea de aici, răspunsul de la NREMAP a venit foarte târziu și probabil că o să reluăm procedurile de licitație chiar în luna aceasta a anului 2012 pentru ca stația de salvare să aibă un centru așa cum se cade. Cu toată modernizarea spațiului, săntănenii sunt încă mâhniți de desființarea spitalului orășenesc și văd acest lucru ca pe o mare pierdere pentru oraș. Ar trebui să fie spital. Din momentul ce-i județ, ar trebui să fie un spital aici în Sântana. Nu se poate. Foarte multă lume bolnavă până vine salvarea, până vine urgența, omul poate pica vântului jos. Nu suntem mulțumiți, aproape tot satul nu-i mulțumit, tot orașul nu-i mulțumit că s-a desfințat. Era bine dacă era spital în continuare cum a fost. Sunt unii oameni bolnavi, sunt unii oameni bătrâni, care nu au situație, nu au condiții, nu au nimic, nu are unde să se ducă, să se vindece. Ce face, nu moare acasă? Inițial, spitalul trebuia transformat în centru de vârstnici, însă Sântana are deja un astfel de azil. Centrul de primire urgențe rămas deservește populația din Sântana, Olari, Caporal Alexa și chiar Sintea Mică.